Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, alături de Florin Câțu, ministrul finanțelor publice și de premierul Ludovic Orban, au fost din nou convocați la Palatul Cotroceni. Președintele Claus Iohannis a discutat vineri cu aceștia despre situația economică în contextul crizei generate de epidemia de COVID-19 și măsurile care se impun. Șeful statului a mai avut o întâlnire în acest format și pe 8 mai. Pe de altă parte, Claus Iohannis a convocat pentru 27 mai Consiliul Suprem de Apărare a Țării, pe ordinea de zi a ședinței CSAT, sunt incluse mai multe subiecte referitoare la securitatea națională.